Bună ziua, Ana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așa cum ai spus și tu, peste 33.000 de români, de când a început acest scandal care privește producătorul AstraZeneca, și-au anulat deja programările și sunt zile în care vin în continuare românii aici, la centrele de vaccinare, cum este acest centru din sectorul 4 al capitalei, unde vin să își anuleze programările pentru vaccinul cu AstraZeneca. Este acel producător britanic-suedez. Oamenii sunt speriați, în primul rând, de faptul că ar putea exista reacții adverse în contextul în care am văzut cu toții foarte multe știri cu oameni care au avut reacții adverse grave sau chiar cărora le-au fost fatale aceste reacții după ce s-au vaccinat cu acest ser. Deocamdată, cei de la Agenția Europeană a Medicamentului nu au emis un aviz, însă susțin că, așa cum arată lucrurile acum, serul este sigur, însă vor mai fi verificate încă o dată datele de siguranță ale acestui vaccin. Pe de altă parte, autoritățile de la noi au hotărât să continue vaccinarea cu cele trei seruri admise de Comisia Europeană, dar, așa cum spuneai și tu, Ana Maria, în ultimele zile, foarte multe state, 19 deja la număr, au hotărât să suspende vaccinarea cu serul de la AstraZeneca, tocmai din cauza numărului de reacții adverse. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. Autoritățile de la noi, cel puțin, au decis ca deocamdată să mergem în continuare pe aceste seruri. Vom vedea dacă vor fi schimbări. Anulat vaccinul cu AstraZeneca deoarece are mai multe boli, are hepatit, are diabet. Ne e teamă pentru că am văzut că multe țări au anulat deocamdată vaccinul cu AstraZeneca și ne e teamă. Și ați venit să anulați și dumneavoastră? Am venit să anulăm, eram programați pe 20 și am venit să anulăm. Aproximativ 20% absență. Fac apel pe această cale la persoanele care nu doresc sau din vari motive nu pot ajunge la programare să o facă în platformă, să se anuleze în platformă astfel încât persoanele care sunt de ieri pe lista de așteptare se poate să beneficieze de loc. Este foarte important. Nu putem vaccina de pe stradă 90% din cei care au anulat, deci peste 50 de oameni pe zi, pur și simplu nu au venit.